Hai, vecine, haide. Merge. Treaba. Hai, da, ce ninge, o frate. Salutare, oameni buni. Avem o ultimă cursă pe acest mandat. Frumos. Mamă, ultima cursă, că gata, pe weekend dacă sică. Și ia să vedem ce remorcă trebuie să luăm. Link-ul l-am luat, l-am încărcat. Și acum trebuie să luăm vagonul, cumva ni l-au pus băieții cu Terbergul aici. Să vedem care e. Avem un DJ8259. Ce facem asta? Am face poze la... Ah, nu face la asfalt. 8259. 8259, asta-i tot. Bă, dar a lăsat și Filip, acolo să uită unde a lăsat vagonul, mă, frate. Și cumva avea o grămadă de loc, dar l-a lăsat aici, în față. Vezi când vagonul ăsta, trebuie să dăm mai în față un piculeț și venim de un scurt de aici. Mergem? Mergem. Dăm un piculeț mai în stânga. Cu toate că merge așa, așa, dar dacă e prea în stânga, o să dea naiba. Ala e ok, bă. Întotdeauna trebuie să avem colțul în partea stângă, să-l putem observa, să nu cumva să lovim remorcele între ele. Trebuie să fie ok. Hai să vedem. Asta are baterie. Ce am apăsat? Semnalul. Am să apuc 7 semn. Cuplăm vagonul și merge la vapor. Să avem lumină în spate, ok. Asta e apăsat. Mamă, dar uite cât de sus e. Trebuie să dăm la manivelă manual, să lăsăm puțin mai în jos. De ce dracu s-au stins lumine, bă, frate?
să-mi bat piciorul, mă, dar nu mai noroc de ăsta, mă, frate, eu. Un bord n-a dat nimic. Băi, deja mă enervează problemele astea. După cum ați văzut, nici bine n-am băgat, am băgat curentul pe vagon, pe link merge, cred. Are vagonul scurt. Băi, frate, așa ceva. Și mi-ar siguranță. Băi, să dea dracinele de vagoane. Nu mai e nici timp că pierd vapor, n-ai să facă reload. Dacă te arbăr cu baicea mea. Mai eu pot să am noroc de asta, frate. Și așa de ultima cursă, mă, frate. Să pomeniți și voi. S-a lăsat, mă? E ok, putem să cuplăm. Ce naiba să mai zici? Poți să mai zici ceva? Oh, sună alarmă. S-au cu 7. Dacă ne uităm la urmă de siguranță, schimbăm la urmă siguranța. Băi, da. Ăsta nu s-a cuplat de tot. Ultima cursă trebuia să fie cumva cu ghinion. N-aveau cum să meargă toate bine. Era prea frumos să meargă toate bine. Era. A băgat în siguranță, nu mai vedem care-i treaba. Hai să dăm și de aici egalizare. Ok. Am dat egalizare. 23-25 ale. Spate, ok.
Cumva trebuie să te mai împingi un pic în ea. Ca să scupleze în spate. Ia să vedem dacă s-a cărcat. Haide, bă, cât durează. Ha, cuplează vagon. S-a cuplat. Da, e ok. Lanterna. Păi, trebuie să venim cu placa, să punem placa aici. Asta e ghinion, bă, fratele meu. Are. Am dat drumul la aer. Ca filipinezul. Deci am verificat tot. Mai puțin asta. Da, e încărcat. E bine. Trebuie să verifici. Te trezești vreodată că nu e încărcat și că pleci cu ea goală. Asta merge. Ia uite, bă, frate, s-au blocat. Ok, dă-mă cum merge. Punem geaca în cuier și noi ca băieții. Hai să vedem repede siguranța. Sute iarsă. Băi, dar ia să vedem. Ne-a pușcat. Să dea drăcinele că mă enervează la el. Asta e să... Oprim motorul de tot ca să nu avem lumini deloc. Okidoki. Pune și noi asta jos. Să mergem la vapor, că pierdem vapor noi astfel asta. Și hai să vedem. Mergem așa, merge. Oh, merge. Super. Hai să mergem. Deci, oameni buni, avem luminițe. După cum vedeți, s-au băgat băieții ăștia ca lumea amândoi. Merge, mă, iese. Hai să vedem o chestie. Repede. Am ieșit de trei vagabonți ăștia doi. Am dat de pe avarii.
să vedem dacă e tot ok în spate și care-i treaba. Uite-l și pe Romeo. Deci e ok acum. Așa da, tată, să tot să pleci la vaporă cu lumințe ca oamenii. Nu știu ce naiba să mai întâmplă faza asta. A, s-a pus zăpada, se îmbrapșeră. De nu ai... Nu ai luminițe și cumva când conectezi remorcile îți arde siguranța. Nu știu ce naiba să întâmplă treaba asta. Hai să mergem la vapor, că pierdem vapor. Deci, am verificat, totul este ok și în siguranță. Înainte să vă pun la drum, mă și bâlbâine, înainte să vă puneți la drum, este bine să verificați ce și cum, să știți exact care cum este treaba, știți? Hai că ăla e departe. Avem timp să ne băgăm și noi. Băi, să punem și noi centurica. Să plecăm la vapor fără centură. Nu e ok. Întotdeauna să mergem cu centura. Pentru siguranța noastră, bineînțeles. Dacă am dat un pic camera mai jos, cred că se vede ok. Gata, oameni buni. Am intrat pe drum, putem să mergem la vaporel acum. Să mergem liniștiți.